Fabrica de pensule e un punct de referință pentru Cluj. E, de altfel, cred, punctul central a ceea ce înseamnă scena de artă și cultură contemporană din Cluj. Este, pentru mine personal, spațiul și inițiativa cu care am crescut și la cărei creștere am contribuit. Este un spațiu care este și bine conectat și reprezintă cumva tendințele, sau nu neapărat tendințele, ci un anumit spirit, temele, subiectele relevante pentru arta contemporană și la nivel internațional. Este un spațiu tânăr, creativ, un spațiu în care oamenii se întâlnesc, un spațiu în care cultura și arta contemporană creează un context de discuție și de reflecție pentru publicul larg. De existența Fabricii de Pensule beneficiază, în primul rând, comunitatea artistică. Fabrica de Pensule este un spațiu creat pentru comunitatea artistică, care înseamnă artiști, manageri culturali, curatori, inițiative sau organizații culturale. În al doilea rând, beneficiarii Fabricii de Pensule sunt oameni care vin să ne vadă evenimentele, care participă la activitățile noastre. Este publicul larg, în mare parte un public tânăr, creativ, curios, deschis spre idei noi și spre ceea ce arta și cultura le poate oferi ca subiect de reflecție. Pe de altă parte, beneficiarii sunt, să spunem, scena culturală, nu numai locală, ci și națională și internațională, care beneficiază, să spunem, de contextul pe care îl creăm de dezvoltare în domeniul cultural. Organizăm, de exemplu, cursuri, ateliere în care punem la oaltă tineri, artiști sau oameni care doresc sau care vor să se profesionalizeze în domeniul cultural și profesioniști din diferite domenii, astfel încât din această interacțiune să existe un schimb, un transfer de cunoștințe care de cele mai multe ori ajută ambele părți. Mare parte din spațiile din Fabrica de Pensule sunt spații de lucru. Sunt mulți artiști care lucrează zi de zi în atelierele lor. Pe lângă spațiile de lucru pentru artiști, mai sunt și spații de lucru pentru organizații sau inițiative, grupuri informale care din nou lucrează în fiecare zi aici. Puteți vedea de la spectacole de teatru sau dans contemporan, expoziții de artă contemporană, programe de educație, workshop-uri, ateliere, cursuri, programe de formare și multe evenimente care transcend toate aceste categorii. Fabrica de Pensule înseamnă pentru mine un loc foarte important, din mai multe puncte de vedere. Este locul în care lucrez, după aia extins, devine un hub cultural în Cluj, în țară și apoi în străinătate. E deja un loc foarte cunoscut, e un brand până la urmă, un brand local. Și un brand de succes, căutat cu interes sau cu curiozitate sau de cercurile și de rețelele de artă contemporană. E un loc care, sigur, la un moment dat a reușit, zic în ghilimele, aproape să se muzeifice, lucru care nu ne-a convenit, dar cred că ăsta este mersul inevitabil a unui proiect de genul ăsta. Am atelierul aici, deci ca artist vizual lucrez aici, din când în când am mai și expus în spațiile de galerii. Sunt și scenograf la Teatrul Național, deci și proiectele de scenografie le pot dezvolta aici, schițe, machete și așa mai departe. Mai vin regizorii să mai uite pe o machetă, mai vin colaboratorii, mai creăm așa un fel de un spațiu de laborator până la urmă, și pentru artistul vizual și pentru scenograf. Și fiind și cadru universitar, chem și studenții aici să ne întâlnim și să ținem câteva ateliere împreună. Deci un loc de întâlnire și cu studenții. Orice centru de artă contemporană
deja pune alte probleme comunității, pune alte probleme artei, culturii în general. Iar dacă reușește să depășească planul ăsta local, pe care un astfel de hub se dezvoltă, e ideal. Fabrica de pensule, spațiul de artă contemporană, a fost înainte să fie fondată ca și centru de artă contemporană, o fabrică de pensule. A funcționat ca atare începând din anii 70. Producția de pensule a încetat cu totul doar în jurul anului 2007-2008. Pe parcurs însă producția scăzând tot mai mult. Dată fiind spontaneitatea inițiativei Fabrica de Pensule, multe dintre etapele pe care, în general, le parcurgi într-un proiect de genul acesta au fost arse destul de repede. Nu am avut de la început un plan, nu am avut o viziune altfel decât a crea un spațiu sigur, funcțional și care să răspundă nevoilor noastre și ale publicului. Spontaneitatea, pe de-o parte, se traduce și prin autoorganizare, prin principiul face fiecare ce poate și ce știe, însă pe parcurs ne-am bucurat de sprijinul mai multor colaboratori care ne-au ajutat să dăm un puțin mai mare coerență modului în care spațiul răspunde acestor nevoi. În acest sens, colaborarea cu biroul de arhitectură Planwerk și arhitecta Veri Clara Luminița au fost destul de relevante pentru a transforma câteva spații esențiale din fabrica de pensule, în principal spațiul de bibliotecă, bucătărie și bar, care este în acest moment punctul principal de întâlnire și pentru noi cei care lucrăm zi de zi aici și pentru public. Fabrica de pensule a fost și este o inițiativă independentă. Ea a fost fondată de Federația Fabrica de Pensule, care în 2009 reprezenta comunitatea de artiști, organizații și galerii care fie își începeau activitatea în acel moment, fie își începeau în fabrică activitatea în acel moment. Autoritățile locale pentru noi au fost un partener important, nu doar pentru a susține în mod direct Federația Fabrica de Pensule și activitatea noastră, lucru care pe parcurs s-a întâmplat într-un mod tot mai firesc, ci și pentru a crea un cadru propice pentru întreaga scenă de artă și cultură locală. Pentru mine, Fabrica de Pensule înseamnă oamenii care activează aici în mod constant, împreună cu care de multe ori și ajung să lucrez. Pentru că chiar cred în clișeul că omul sfințește locul. Așa, și nu văd de ce fabrica ar fi făcut excepție. Funcționez ca și artistă și în egală măsură organizez diverse evenimente. Evenimente care înseamnă de la, nu știu, expoziții, performance-uri, cumva cam tot ce intră în arealul artelor. Fabrica în ultima vreme, în ultimii ani de fapt, se bucură și de o reputație internațională. Și sincer, pentru un artist run space, așa cum e spațiul de care ne ocupăm noi, Super Liquidato, fabrica mi se pare un punct de pornire foarte bun. Spațiile de genul acesta pot fi foarte benefice pentru artiști, pentru dezvoltarea lor, nu știu, să-și pună în practică diverse proiecte sau idei sau orice ține de practica lor și până la urmă nu numai. Conversia spațiilor și în special a spațiilor industriale cred că este importantă, în primul rând pentru că oferă posibilitatea unei priviri mai creative asupra spațiului. În ultimii ani au apărut tot mai multe inițiative care nu-și găsesc toate locul în fabrica de pensule sau în alte spații existente, iar conversia spațiilor industriale în mod special cred că este una dintre soluțiile pentru a ține pasul cu această dinamică. În acest moment, după 7 ani de existență a fabricii de pensule, vedem cumva viitorul, modul în care s-a transformat și orașul, și scena culturală locală, și comunitatea din fabrica de pensule ne
permite să avem perspective puțin mai de viitor. Cred că va deveni tot mai mult o rețea, ceea ce a reușit să devină, de fapt, în toți acești ani. Fabrica de pensule nu se rezumă doar la spațiul fizic și la oamenii care lucrează zi de zi aici, ci reprezintă o întreagă rețea de oameni care au trecut prin fabrică, care au produs lucruri aici, care au realizat diferite proiecte și colaborări, care reușesc cumva să ofere o față și o direcție artei și culturii contemporane.